În Romani, la capitolul 5, cu versetul 8, stă scris Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Ce dimineață frumoasă avem în față când citim un asemenea verset. nu e așa? Este extraordinar să știi că ești iubit necondiționat, indiferent de păcatul pe care l-ai făcut, și că este cineva la care poți merge să primești acceptare și înțelegere. Acest tip de dragoste se numește agape, și este dragostea pe care Dumnezeu o are pentru Fiul Său și pentru întreaga omenire. Este dragostea care se sacrifică. Iar dacă o acceptăm, ne face mult bine din punctul de vedere al sănătății și nu numai. Când primești o astfel de dragoste nu poți să o ții sub obroc, ci vei dori să o dai mai departe și astfel ea se va înmulți în viața ta. Ca oameni, în mod involuntar, uneori suntem egoiști și ne întrebăm dar cum rămâne cu mine? Dacă dau, eu cu ce mai rămân? E timpul să spunem nu egoismului și să mergem înainte cu puterea dragostei agape. Suntem tentați să facem ziduri în jurul nostru, dar dragostea sparge ziduri. Autoarea Ellen White în Cartea Divina Vindecare spune că, citez, Hristos a venit să surpe orice zid despărțitor. A venit să arate că darul îndurării și al iubirii sale este la fel de neîngrădit ca aerul, ca lumina sau ca ploile care le înviorează pământul. Ce privilegiu este să avem parte de o asemenea iubire din partea celui care a lăsat cerul și a venit să moară pentru noi. Dacă am medita în fiecare zi la acest lucru, cred că zilele noastre ar fi pline de sens și fericite indiferent prin ce situație trecem. E timpul să fim buni și iubitori față de cei din jurul nostru și să înțelegem ce spune scriptura despre dragoste. Urmează această iubire agape a lui Dumnezeu și las-o să se reverse spre lume. Îți mulțumim, Doamne, că este atât de uimitoare dragostea ta. Vrem să te rugăm să ne ajuți să înțelegem cât de special suntem. Astăzi, mai mult ca oricând, împarte și tu acest dar nemeritat pe care l-ai primit.